La lucrarea, la viața și gândul, stăruința și nădejdea Sfântului Iosif cel Milostiv, vedem cum tot ceea ce am plinit se înscrie în acest cuvânt al Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia rostită astăzi. Căci s-a luptat să cunoască oile sale, adică poporul lui Dumnezeu din Mitropolia Moldovei. O cunoaștere nu după logica acestei lumi, nu după analize omenești, statistici sau prognoze umane, ci cunoașterea păstoriților săi a fost împlinită de Sfântul Iosif cel Milostiv printr-o cunoaștere izvorâtă din smerenie, din duh de pocăință, din rugăciune și din dragoste dumnezeiască. Căci doar cel care are duhul smereniei întrânsul cunoaște pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului, și prin aceasta își cunoaște și turma. Așadar, în al preasfinția voastră, vă oferim această părticică din Sfintele Moaștere Sfântului Iraclie Iosif, sărutându-le să vă aduceți aminte și de noi din cealaltă parte a Moldovei, ca Dumnezeu să ne ajute să mergem pe urma Sfântului Iosif spre Împărăția Cerurilor și documentul cu pricina care să atesteze peste timp această lucrare cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Astăzi, în al preasfinția voastră, le-ați făcut o bucurie mare unde voi ajunge acasă cu aceste sfinte moaște, unde creștinii vor veni să se închine cu multă dragoste și rugăciune. Vă mulțumim, preasfinția voastră.